la depresie. Pentru că nu iese spuma, am încercat și la expresor. Da? Da. Nu mi-a stricat camera la telefon, nu pot să fac poze. Majoritatea barmanilor, când fac treaba asta, ei vă pun cafea peste zapul ăsta, care mai rău să fac cafea. Și de multe ori cafea are un gust de ars, din cauza că asta este zaț. Da, nu șterge, nu-l spală. Asta trebuie șters de fiecare dată când îl scuturi de zaț. Tu lucrezi aici sau ești invitat? Nu, eu nu lucrez aici, lucrez în altă parte, dar... în curând o să facă și eu un training pe cafea și o să prepară și cafea cu trebuie de la cafea. Cafea se presează cu un tamper, majoritatea îl presează la tamperul ăsta care l-are încorporat. Nu e ok pentru că ea trebuie presată cu 20 de kg forță. Ca să-i stai în fachirii. Deja ai făcut? Da, nu durează foarte mult să facă. Nu, aveam impresia că se face la final cu ceva, nu că se face din curgere. Se fac laptele, de fapt, asta înseamnă. Din curgerea laptelui să faci flori, lebede, indieni și alte nebune. Dragone, am văzut că ai făcut un dragon foarte. Da, dragonul îl faci din greușor, turnare, așa. Dar după aia îl pun în vârst cu scobitoare. Nu prea am loc în ceașca asta mică, dar mai am ceași mari. Toate pe mese. Ce să mai aducem? O să mă îndătrată oameni. Consumat. Vrei să-ți mai aduc o ceașcă mare? Să zicem așa. Și tu unde ai făcut training-ul acesta? În Milano. A, deci nu în România. Ce fac și acum în România? Ia, spune-mi ce-ți dau. Cu ce te ajut? Niște cinci mari. Să mai debarasez de la mine să duci că s-au gorit și n-am în ce să fac. Te rog.